Bună, sunt Mia! Înainte să încep, vă rog să vă abonați la canalul meu, apăsați clopoțelul și dați like, că mă ajută foarte mult. Chiar aș vrea să știu ce se întâmplă în casa Mireasa, de ce toate cuplurile frumoase, care par adevărate, sau poate chiar sunt adevărate, se ceră acasă. L-am văzut pe Dima și Sabrina, plângeau, cel puțin ea, și se cereau acasă că nu mai suportă. Ceva se întâmplă? Care știți mai bine ca mine, poate îmi spuneți. Oricum ceva se întâmplă, e sigur. Pentru că stafful favorizează unele cupluri și ceilalți vor să plece, pentru că nu mai au pentru ce lupta. Acum, spre sfârșitul sezonului, toată lumea luptă pentru premiu. E normal asta, sunt într-un concurs. Da, dar când deja știi dinainte câștigătorii, nu mai ai pentru ce să lupți, nu mai motivează absolut cu nimica. Absolut cu nimic. Am văzut că și Andrei cu Simona ziceau că vor să plece, chiar și Vlad și Cătălina și ei vor să plece. Deci, ei ceva știu și nu pot să spună. Păi nu pot să spună, că sunt auziți. Că ați văzut, dacă cumva vorbesc odată, imediat îi penalizează. Îi pun la eliminare sau îl ia din banii de buget. N-am văzut niciun sezon așa ceva. Să știi dinainte. Bine, staful poate să știe dinainte, că știe dinainte oricum, dar nu trebuie să arate că știe. Cum e în sezonul acesta? Foarte urât sezon. Foarte, foarte urât. Și a adus niște concurenți. Unii sunt ok, unii sunt cum e Sabrina, Dima, cum e aceștia care vor să plece, sunt foarte ok. Dar cum îi Hatice și Mihai, care îi ține staful doar pe primul loc, că de asta e și scandal între concurenți. Toți știu ce fel de caracter are ea. Și el acum s-a luat după ea, dar mai mult ea. Tot știe, toată casa știe, și mame și băieți, toți, absolut, ce muncă a făcut ea și încă face, pentru că acum are o pauză la Mireasa. Și totuși staful ține pe locul întâi. E foarte frustrat pentru ceilalți. E foarte, foarte frustrant. Știți doar că Maria nu știe ce să facă, că se simte în grație lui Antonio. Dar el a spus clar, nu simte să facă niciun pas către ea. Poate că s-a îndrăgostit el, poate. Dar, sau nu cred că s-a îndrăgostit. Cred că e doar atracție, că e băiat frumușel. Depinde și de gusturi. Eu nu-l văd deloc frumușel. Așa, corpul are, dar la față nu prea. Are cam măscărici așa arată. Când îl vezi, îți vine să râzi cel puțin mie în vine. Iar e nevoie de un bărbat, nu de un copil. El încă a spus clar că el copilărește, dar acum văd că îl vrea. Poate îl vrea doar așa, nu soț, că nu face. Irina o întreba pe Cătălina dacă ea crede că face rău intenționat, dar ce rău face Irina? Și așa niște păreri, vorbește, râde, atâta tot. Ce face rău? Cum se facă rău? Care se simt? Că sunt atâția care se simt. Și spune adevărul. Și cum știți foarte bine că adevărul supără pe om, Cătălina zicea că nu o face. Păi ce era să zică? Nu? Știți de ieri că Loredana a plecat cu Hatice, Hatice fiind fata săptămânii, a plecat la cumpărături pentru că Loredana nu credea că prețurile sunt atât de mari. Și după cum am observat, chiar nu erau mari, nu știu unde face staful cumpărăturile, că așa era și în sezonul nostru, aducea totul foarte scump. Chiar ziceau bucureștenii că la ei acolo unde cumpără în cartierul lor, la magazinul lor, nu e chiar așa scump. Sau poate că și-a... cei care fac cumpărăturile cumpără ceva și pentru ei sau și au comisiuni, nu pot să înțeleg, pentru că Loredana zicea că a găsit foarte bune prețuri și fără banii cei 200 de lei a Iuliane care a fost eliminată, că a cumpărat, i-a mai rămas și bani și a cumpărat și pentru căței. Deci și-a luat și, știți aceste ce își cumpără ei, cum e, caviar și nu caviar. N-au ei bani de caviar. Orice își cumpără. Mai scumpe. Dar râdeam de
hatice că s-a apucat să ia la ceartă și prin supermarket. Păi ea nu poate, nu poate, că ea se hrănește. Ea e dependentă de ceartă, de scandaluri, de mahala, e dependentă. Nu poate. Cum e dependentă de țigare sau cum sunt unii dependenți de alcool. Există și aceste dependențe. Cum să nu existe? Încă foarte bine există. Maria și Irina, care sunt acum prietene, un fel de prietene, râdeau de Zein. Mai ales Irina cu râsul ăla al ei, că ați văzut-o cum face când râde. Zicea, a rămas Zein și fără anemona, că i-a luat-o Antonio, cine altul? I-a luat-o. Și că e a doua fată care o ia. I-a luat-o și pe Giulia. De fapt, ei, când a luat-o, a luat-o. Că doar nu a luat-o pe sus. Când a început cunoașterea cu Giulia, deja ei erau despărțiți, cum adică i-a luat-o. Adică dacă unii se despart și fata vrea cu altul, nu înseamnă că i-a luat-o. Erau despărțiți deja. Nu mai erau nici cunoaștere, nu mai erau cuplu, nu erau nimica. Nu mai erau. Dar mai bine că n-au făcut cupluri, că ați văzut ce se întâmplă cu cuplurile, vă vor să elimine. Atâta să chinuie de la început o emisiune și le spune, încurajează să facă pași unul spre celălalt, să-și facă cupluri și după aceea le elimină. Că sunt 6 concurenți fără cuplu în casa mireasa, elimină-i pe ăștia care sunt fără cuplu. La ce îi ține? Pentru scandal? Pe Irina, de exemplu. Pe Anemona, n-are cuplu. Pe Zein. Pe Roberto, că e de la începutul sezonului, n-a găsit pe nimeni. Maria măcar în top. A fost până acum, nu știu, acum vineri să vedem la gală dacă o mai fi în top. Altfel, vorbeau de Hatice, vorbeau de Tascul Sărutului, că știți că a fost în celelalte sezoane, între al nostru n-a fost. Și ea spunea, păi ce, eu pot și o lună de zile să mă surât. Cred că doar asta face. Asta face, linge pe ăla peste tot, cum zice el, că e pupăcioasă. Câteodată nu mai suportă cu atâta pupăcit. Și cu botul ăla mare care îl are, nu știu dacă are botox sau nu are, dar oricum, nu e frumoasă, e și penibilă și așa disgrațioasă, nu știu, mie silă îmi provoacă. Eu când o văd, dar nu doar mie, am mai văzut comentarii pe Facebook, sunt oameni care apariția ei provoacă silă, eu nici măcar nu suport când începe să vorbească. Că știți foarte bine că e analfabetă, nu știe nici să scrie, nici să citească, nici mai ales să vorbească, știe doar mahalagisme, mie îmi provoacă greață. Da. Altceva nimica. Nu știu unde a găsit-o staful, cine o recomandat-o, dar nu ar avea ce căuta acolo. Hatice ar trebui să vadă ea ce face, pentru că a spus cu vocea ei, aia urâtă, că a fumat și că a luat droguri, că n-ar trebui să zic, eu urăsc și cuvântul când îl aud. Și o judecă pe Cătălina că a fumat și odată a încercat. Să știi că sunt foarte mulți tineri, nu doar tineri, care încearcă, ia să văd cum e. Curiozitatea. Asta nu înseamnă că această fată Cătălina ar fi cumva dependentă sau că ar fi fumat în continuu. Poți să încerci, nu e nicio problemă de asta. De curiozitate. Dar interesant e că doar ea s-a găsit, care a consumat așa ceva, ea s-a găsit să judece pe alta. Putea să zică altă fată, să zică Simona, să zică Sabrina, care nu s-au atins de așa ceva. Și chiar dacă s-au atins, o țigară acolo nu strică. Vezi că nu-i bună la gust, mă gândesc și eu că nu știu, eu nici nu fumez nici țigări normale, nimic, nici electronice, nici nimic. Am fumat, dar am aproape 19 ani de când nu mai fumez. Nu, am fumat țigări, am fumat țigări normale care se găsesc în magazine. Deci, vedeți, hoțul strigă hoțul. Ea să știe pe ea cu musca și atunci judecă pe altul, exact pentru aceste fapte care le-a făcut și ea. Și poate le face în continuare. Acum nu, că e în casa mireasa, dar când iasă de aici, nu oprește nimeni. Că tocmai spuneam, ea nu poate... Să zic o vorbă bună despre cineva, nu știe, nu are în vocabular. Și nici Mihăiță. Mihăiță lei, al meu, când aud cu al meu, bărbatul meu. De groază cu ei și mai pune și pe locul întâi. Locul întâi ar trebui să fie exemplu celorlalți. Exemplu negativ, da. Pentru că asta promovează staful. Asta promovează staful. Elemente negative.
rușinea României. Pentru că o femeie ca ea nu poate să fie exemplu, nu poate, n-are cum, nu poate să fie. Decât negativ. Cine se uite să zică, vedeți cum face asta, să nu faci niciodată de aia. Eu asta văd, asta am înțeles. Poate altcineva a înțeles altceva, să mă contraziceți. Am mai văzut și foarte multe comentarii negative la adresa Mariei, că nu face nimic, că face decât paste pentru Antonio și Antonio le refuză și foarte multe comentarii negative. De ce? De ce? Mie nu mi se pare cu nimic mai prejos de celelalte. Își gătește că e și ea în top acum. Și dacă e în top? Dacă stafful a vrut să o pună în top, a știut stafful de ce o pune, că face materiale. Cum începe o fată să facă materiale? Cum o pune în top? Când nu mai face materiale? Când o scoate din top, ați văzut. Sabrina și Cătălina. Deci, ăsta e stafful. Ăsta e stafful, cu el defilăm. Maria a ajutat-o pe Simona să gătească. Chiar a dat și din sosul ei pesto, care l-avea al ei personal. Și au gătit împreună. Au făcut paste cu creveți, parcă, creveți, da, asta era cuvântul. Eu dacă n-am mâncat niciodată, și nici nu vreau, nu uneai și nici nu pot pentru că sunt vegan. Dacă n-am mâncat până să fiu vegan, așa că nu mai mănânc de acum încolo. S-au înțeles bine în bucătărie, ca fetele. Păi da, așa ar fi trebuit să fie, dacă n-ar fi fost Hatice. Ați văzut două zile cât a lipsit la munte, ce liniște a fost, chiar au zis ceilalți concurenți că ce liniște e fără ei, chiar, ea e elementul negativ. Dar Maria cu Simona chiar s-au înțeles bine, la gata, când au terminat tot, pastele ce au făcut, i-a mulțumit, s-au îmbrățișat, s-au pupat. Vedeți? Așa ar trebui să fie relațiile. Pentru că să văd, stau câteva luni împreună, după aia s-ar putea să nu se mai vadă niciodată. De ce să pleci din casa Mireasa cu o părere negativă despre cineva, să spună, cum spun eu, că și eu după atâta timp, 3 ani, eu așa spun că am plecat cu un gust foarte amar de acolo. Nu doar din cauza fetelor, fetele majoritatea erau ok, din cauza mamelor, nu toate mamele, una din ele. Una care nici nu era mamă măcar. Care nu era mamă, era venită. Intrase cu o minciună. Știe toată lumea despre cine e vorba. Așa că staff ar trebui să aibă mare grijă pe cine aduce, în caz că o să mai fie și alt sezon. Eu sper să nu mai fie, pentru că deja a început să strice toată șandrama acolo. Cam asta am avut să vă spun. Vă rog să vă abonați la canalul meu, apăsați clopoțelul și dați like. La revedere!